În mod tradițional, în prima duminică, după Duminica Învierii Domnului Iisus Hristos, ne amintim de Toma. Dar în ultimii ani, în prima duminică după Învierea Domnului Iisus Hristos, după sărbătorirea acestui eveniment, bisericile evanghelice din România se roagă unii pentru alții și colaborează. Așa am numit-o noi Duminica Alianței Evanghelice din România. Vă încurajăm și în anul acesta să faceți la fel. Haideți să ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm să fim creștini autentici, născuți din nou, plini de Duhul lui Dumnezeu, care să trăim frumos în societate, în familie. Ne rugăm pentru familiile noastre și ne rugăm împreună pentru adunările noastre. Vrem ca în fiecare biserică prezența lui Dumnezeu să fie vizibilă, oamenii care intră acolo să-L cunoască mai mult pe Iisus Hristos și să se apropie mai mult de Creatorul lor. Dacă puteți, colaborați în duminica aceasta unii cu alții și în rugăciune și în mulțumire adusă lui Dumnezeu și, cel mai important, în proclamarea Mântuitorului și a Mântuirii, acelui veșnic viu care ne pregătește și pentru viață și pentru veșnicie. Vă dorim tuturor o duminică plină de binecuvântări, în care să fim o binecuvântare pentru alții și împreună o binecuvântare pentru națiunea noastră.